Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. De ce te ascunzi? Mă gândeam că te ascunzi. Oameni buni, începem călătoria către Turcia. Ha! Avem mult, mult, și mult. Și către mare. Și către mare, da, tati. Mergem și la mare. Avem mult de pedalat până acolo, așa că o să filmăm pe drum și porțiuni mici pentru a avea baterie și să avem timp să edităm. Pisicii, bineînțeles, n-au rămas singuri, că rămâne sora mea cu cumnatul meu aici. În fine, ne punem la drum și Doamne ajută să ajungem cu bine. Încă puțin și ieșim din România. Am alimentat, am făcut plinul, dar acolo nu mi-arată din cauza de la gaz, mi-arată doar două linii, dar am plinul. Gaz plinul și mai avem 3,5 km până la feribot. Și că trebuie să luăm feribotul. Super, super, super. Încă puțin și ieșim din România și mai avem 1417 km până în Antalya, dar din Antalya până la hotel mai ies vreo 170. Deci ne mințim singuri acum. Țin un pic camera, te rog să-mi deschizi și ăsta. Cuțu, ce vrei? Ce faci? E amărât? Da. Ai ce să-i dai de da. Trebuia să luăm o cărică. Uite, ții mă, băi! E super frumos. Ah, că nu, e prima dată. E Dunărea, tati. În sfârșit ne-am urcat pe feribor după câte ore? Cred că o oră am stat. Numai să așteptăm să ne urcăm. Acum trecem la Bulgaria. Dar vezi, uite-te un pic, ca fapt divers. Uite-te pe malul ălălalt. Da. Acolo nu e România. Uite-te cât de ordonat e. Ce? Nu ți se pare schimbat altfel? Eu dacă n-aș ști că trecem gen granița, nu merge. A, mă gândim că... Uite, vezi acum ajungem acolo. Cum e, tati? Frumos! Frumos? Da. Spune, ceau YouTube! Ceau YouTube! Ne vedem mâine dimineață! La mare! Mâine dimineață la mare! Mare. Gata, ajungem în Bulgaria! Mergem pe feribot! Haide, punem înapoi! De ce, tati? Nu-ți place? Nu-ți place să ieși tu gură de... Am trecut vama, suntem în Bulgaria și avem un drum mai rău ca al nostru. Taxe foarte mari, frate, pe unde am trecut noi. A trebuit să plătim feribotul în România 40 de lei. Nu, 34 de lei. Și aici, în vamă, la bulgari, o trebuie să mai plătim încă 1.101.000 pentru alte taxe. Și în afară de vigneta aia, încă 40 de lei și aia. Deci, până acum, 448, aproape 200 de lei, doar taxele de drum să intri în Bulgaria. Cu camea și picioarele să-mi bagă, enorm, enorm, enorm de scump. Și nu înțeleg de ce, frate, că pe... Uite, de exemplu, când te duci în Germania, în alea, nu plătești, frate, atât, plătești vinietă și atât. Probabil că aveam noi feribotul și de-aia. Da, mamă, da, era de ajuns să plătești feribotul, nu și alte naibii de taxe. Dacă am plătit vinietă, la ce mai plătesc taxe? Ci că pentru fiecare persoană. Un euro sau doi băgât din ăla, băgânu, bighidiu din ăla. Lasă, când ne întoarcem, găsim altă rută. Păi n-ai, numai pe București, sau... Păi și acolo plătești taxă de pod, acolo e pod. Da? Da. În fine, am reușit, am trecut, aia e, Doamne ajută să ajungem bine, mai avem 1500 de kilometri. 1400 pe GPS, dar noi trebuie să ieșim în altă parte, să ajungem în altă parte. Bun, Bulgaria, am ajuns și acum urmează să dăm înainte. Îți place, tati, ce tunel? Am ajuns într-un tunel, e super, super mișto, suntem tot pe Bulgaria, autostrăzile la ăștia sunt jale, jalnice în Bulgaria. E destul de urât, super mișto deocamdată, mai avem 1410 km. Acum am pus camera, GPS-ul cum trebuie. Ce e acolo? Poliție cu radarul? 50. Da, da. A, uite-i polițiștii cu radarul. Cum îl aveau îndreptat, ai văzut? Cam multe radare. Da. Eu am drăcia asta mică și mă anunță unde sunt camere mobile. Hai, dar uite, vezi, ăsta nu l-a detectat. Da. Sau poate nu era radar. Mai era. Da?
Bun, înaintăm. Mai avem 14 ore și 46 de minute. Deci am făcut pe România 371 de kilometri în... Am plecat la 7.40 de acasă. 8. De la 8, câte ore sunt până acum, mama? Că nu pot să calculez, să fiu atent. E 16, e 4 și 16 minute. 8 ore am făcut. 8 ore. Deci am făcut în 370 de kilometri. Am stat acolo la vamă de... Mi-au sărit ochii din cap. Da, enorm, groaznic ce a mers pe acolo. Și aia e. Acum îi dăm înainte. Loganul merge foarte bine. I-am dat pe benzina acum, că am făcut plinul de benzină. E mai ieftină benzina și gazul la ăștia. Data de azi suntem în tunel. Iar pe ei de da. No, în fața am trafic. Am ajuns la vamă în Turcia și avem o surpriză. Mi s-a aprins check-in-ul, check-in engine. Check-in. Ăla s-a aprins din cauza că mie nu-mi indică niciodată benzina din cauza gazului. Am făcut full-ul la benzină și am mers pe gaz până când s-a terminat și nu a putut calculatorul să calculeze cum trebuie. De ce am două linii, dar e full și de ce mi s-a dus pe aici? E o chestie destul de complicată. Îmi trebuie o rezistență pe care mi-o pune pe undeva pe acolo, pe jos, care costă destul de mult și n-am pus. Adică n-am pus-o. Nu, n-are rost să pun pentru că aia e. Aia e o eroare care se șterge. Ceva genul, a rămas fără combustibil și dă eroarea asta. Acum suntem în vamă la Turci și așteptăm să trecem. E destul de multă coadă, nu știu dacă se vede, dar de-abia pe acolo e vama. Și uite cum stă cu copilul la volan. Numai să nu te rezistă. Lasă-mă în pace, poate ăsta poate intru talete. Bă, nu, e de Olanda. Băi, dar câte mașini de Olanda, deci nu vine să cred câte mașini de Olanda nu era... Dar poate e turcalete și mașina de Olanda lucrează pe acolo și îți întoarce acasă. Dar el tupeul ăsta să stea cu... Bine, acum aici gen nu ești în trafic. Acum? Păi nu ești în trafic, mamă, dar totuși trebuie să respecti anumite reguli, nu? Da, dar ăștia sunt poliția de frontieră, nu rutieră. Uite, bă, hai că merge bine. Uite acolo unde sunt becurile alea verzi, acolo trebuie să ajungem noi. Uite-te, mă, mâncați, ai sufletul. Am ceva goangă pe aici? Nu mai scap de ea. Suntem aproape de Istanbul și mai avem 895 de km. Ora 23, 11.42. Na, ține-te camera, te rog. Am avut destul de multe probleme. Am avut mult de așteptat. Mult de așteptat, ne-am speriat puțin la vamă. Pentru că o trebuie să trecem prin nu știu câte puncte de control. 4, așa-i? Da. Așa, și la ultima a fost cel mai aiurea, pentru că o văzute la taxi și nu, cum zicea de taxi? Taxiere? Nu știu, că n-am fost atentă, deja eu m-am pierdut. Da, am transpirat, o chemat pe unul pe acolo că nu știa ce acte să facă, nu știa cum să ne dea drumul. În fine, ne-am speriat, ne-am panicat, dar până la urmă am reușit. Mi-a dat drumul, nu a trebuit nimica. Am astupat alea de taxi, m-a întrebat să nu, adică mi-a zis să nu am lampă sus și chestii din astea. Cum am plecat din vamă, cineva m-a oprit, eu am crezut că e român. Dar el vrea să ia taxi, el a crezut de că fapt, sunt taxi. De fapt te-a fluierat că noi am trecut de da, el. Da, l-a făcut și cu mâna. Da. Da, 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 a făcut și cu mâna. Eu așa mi-am dat seama că la mine face. În fine. Am luat țeapă de 100 de leva, cum se numesc ăștia? Da, leva. Leva. Că mi-a băgat aia pe gât, ia arată asta, mi-a băgat aia pe gât plasticul ăsta, normal vinieta la ei a costat 200 de leva și m-a fraierit și la schimbul valutar cu cât? Încă 200, ai zis că trebuia să-ți dea 1000 da. Și i-ați dat 800. Și mi-a dat 800. Din 50 de euro, în loc să-mi dea 1000 de leva din ăștia sau 900 de leva, mi-a dat 800. Și mă treabă că pentru prima dată, da. Îmi schimbă banii, mă duc la ăla acolo, cumpăr cardul ăsta HGS-ul, că aici îți trebuie un card. Îl încarci cu bani și mergi, treci. Și după ce îl încarc, îmi zice, după ce îmi schimbă banii, după ce ești de la ăla, să vii la mine. Eu nu mi-am dat seama de ce. Și cum zicea, colega. Bun, colega, cum? Sau nu știu cum zice, făcea cu mâna, da. Colega, vino.
Și mă duc la ea, zice să-i dea ăla și văd că scoate plasticul ăsta și îmi pune pe calculator 100, știi? Și zice 100, eu mă gândeam că mai îmi bagă bani pe el, dar nu știam că îmi dă plastic din ăsta, că puteam să-l lipesc ca bat-o s-o bat astăzi și mâine. Și uite, așa m-a făcut de 100. Deci, în esență, i-a luat 100 în plus, doar că a venit ea să ți-l lipească. Da, și a venit ea în mașină. Că unde-i mașina? S-a dus repede la BMW-ul ăla și zic, nu, logat, the white one, the white one. Uai, stai, că e drumul. Și, da, a venit, mi l-a lipit ea aici, mi-a mulțumit, bucuroasă, acolo, dacă eram singur, cred că o luam acasă. Hai, hai, vezi cât te întregi. Dar n-ai văzut ce prietenoasă era? Păi era prietenoasă, că ți-o luat 100 de din ea. Aia, da. Pentru 10 secunde cât i-o luat să-ți lipească la acolo. Da, bă, pe să vadă. În fine, ăștia sunt hoți, mă. Trebuie să avem grijă. Da. Asta a fost învățătură. Da, și nu au vrut nici să mă lăsesc să plătesc. Cum a zis? Sorry, only cash, my only friend. Cash. Eu tu change. Change cash. Și nici monede n-a vrut. Nu, mă, nu. Dar dincolo unde am fost prima dată, de-o zis că sorry, no stickers, I don't have stickers. Acolo au zis că l-am întrebat că pot să plătesc cu coins. Da, voi vrea să scape de tine. Deci aici fulger, ai văzut și aici. Da, uite ce frumos. Acum cred că intrăm prin Istanbul, aceea. Dar nu cred că trecem prin centru. Oare? Nu. A, nu, păi nu trecem prin centru. Dar gen suntem aproape, suntem pe la periferie de el sau ceva. Uei, uite mamă unde suntem. Unde suntem? E mare în partea asta. Da, dar și nu se vede mare nimic. Mare acolo, nu se vede că întuneric. Uite unde suntem noi. A, și uite, încă e trafic acolo, arată că e trafic. Și ăsta e podul ăla. Asta. Da, ajungem la podul. Acum ajungem în Istanbul. Mamă! Deci nu se vedea să noi nimic. Deci nu pot să cred, frate, ce e aici? Mergi în spatele lui ăsta. Păi merg, mamă, dar... Ce să te ții după el, Doamne, că deja mi-e frică. E incredibil, frate. Bun venit în Turcia. Deci incredibil, se merge bară la bară și nu se vede 2 metri, nu se vede nimic. Ferească Dumnezeu, Doamne, uite aici pod, oare să ne oprim și noi sub pod? Nu știu ce să zic. Să nu intre careva noi, vizibilitatea asta. Ce fain, ia. Pe timpul de seară n-o să mai vezi. Doamne, dar e drumul bun. Nu mai plouă așa rău. Deci am făcut 30 de kilometri în 2 ore. E 1 ceasul și mai avem 815 kilometri. Poliția, să știi. Da, da. Uai, da, ce faină. Deci că suntem în ăla, în San Francisco sau cum îi zice. Ăsta-i podul ăla cel mai mare, nu era ăla de acolo. Uai, da, ce faină. Da, se văd faina alea, cred că sunt ceva bărci acolo. Da, alea sunt bărci. Foarte fain. Asta trebuia să plătim, că scrie acolo, go to cash, nu știu ce. Păi ne-l iau ei pe cardul ăla, că... A, uite, ia filmează, uite câte de albastru acolo, uai, ce faină e. Dar nu prea se vede. Nu se vede așa. Bă, da, fain. Astea o să-ți rămână ție în memorie, eventual. Bună dimineața! Asta-i fața mea. E ora, cât e ceasul, mamă? 7:30, ăla nu merge. E ora 7:30. Am condus toată noaptea. S-au făcut 24 de ore, așa-i? Hai de capul, da. 24 de ore pentru 1500 de kilometri. Deci nu-mi vine să cred. Ăștia nu au, frate, autostrăzi peste tot. Omul la intrare, la intrare, da.
cât am mers? 300 de km, nici 300, că până în Istanbul și un pic de la Istanbul încolo. Da. În rest, doar pe drumuri din astea nașpa, unde poți să mergi cu 90, mai merge și cu 110, dar rar. Suntem terminați. Suntem terminați. Oricum mai avem 304 km. Și Eve, Eve săraca, de-abia s-a trezit, ne-a urat bună dimineața, ne-a întrebat dacă mai putem. Ia o dormit, nu avut treabă. Ne-am oprit și noi să dormim. 15 minute și m-am trezit. Adică 15 n-am putut să dorm, că avem un muscă în mașină, că sunt mai din multe. România, din România, de la Vama. De la Vama, așa e sau unde? Acolo. Unde era cățelușa. Acolo ne-au intrat vreo 4-5 mușche. Fai. Și cât e pus să te mergi, ce pus să te puse. Da, și am ațipit o singură dată. Și pa, când m-a fusit, m-am întors de două ori, mi-au ramurțit picioarele. Și am zis, hai să-i dăm bătaie. Ui, ce fain e idealul ăla. Hai, mai avem un pic și ajungem. Nu, coborâm pe ăsta și ne întorcem pe ăla. Stai așa, să, când în partea asta când coborâm aici. Asta e Transalpina de Turcia. Sau Transfăgărășan de Turcia. Ceva de ce? Mamă, dar e fain rău. Stai că acum se vede fain rău. Uite, ăștia sunt toți măslini de aici. Nu, când n-am omorât linia asta. Și uite, pe sus picolo trebuie să venim. Sau urcăm pe acolo, ne ducem până jos. Bine, uite încolo. Nu se vede nimic aici. Uite. Acum. Vezi? Și urcăm pe ăla și venim pe ăsta, pe partea asta, pe aici, pe sus. A, ba nu, mă. Ba da, stai așa. O-i vedea tu. Nu, mă, nu mergem, că uite, mi-a luat pe GPS. Mai avem 170 de km și ajungem. E ora? 9 și 12. Hai, ha. Ia să filmez mașina de poliție. Hai ce țapă mi-a luat. Da. Prima dată. Ia uite. Da, uite-te, știu ce șmecher. Și noaptea pâlpâie girofarele. Ia uite-o. Uite și e și ăla la volan. Păcătură de mașină de poliție. E și 3D. De chiar crezi că e poliție? Da. Am ajuns la Marea Mediterană. Ia uitați acolo, na, filmează tot. Vezi să nu scoți afară, că poate pierzi. Am ajuns. Ia uite ce fain. Vai, ce fain. Vai, și de plajă, poți să te duci. Da. Oprim? Dar na, uite că s-a bugat ăsta aici. Ia să duc. Hai să vedem la hotel, mă. Vai, ce fain. Dar vreau să știi, zici că ești în film. Acolo, frate. Nu, bun, hai că mai avem un pic și ajungem. 6 km. Și am ajuns pe plajă. Ia uitați ce fain e. Fai, ce albastră e apa. Nu știu cât de fain se vede pe video, dar totul e minunat. Ideea e că la 2 facem check-in-ul. Evi? Evi, încântată la maxim. Vine mare! Eve încântată maxim. Da, stați cât e de albastră și cât e de mișto. La 2 facem check-in-ul ăla sau check-in-ul. Și până la 2 am venit până aici, la plajă, să vedem cum e. Extraordinar de mișto. Hai! Cred că o să opresc episodul ăsta aici și urmează să filmez mai multe când ajungem la cameră și de mâine încolo. V-am pupat!